Începem această ediție cu o veste tristă pentru foarte mulți dintre noi, mai cu seamă pentru cei care fac parte din familia postului public de televiziune, dar și pentru toți cei care au fost alături de postul național de televiziune de-a lungul vremii. Astăzi am aflat că una dintre vocile și una dintre imaginile emblematice ale postului național de televiziune s-a stins din viață. Este vorba despre Tamara Zastavnitsky. Este vorba despre cea care a dedicat zeci de ani de zile televiziunii, peste 30 de ani, a realizat emisiuni impunătoare aici și a reușit să cucerească publicul prin eleganța sa și printr-o prestație impecabilă de fiecare dată. Despre Tamara Zastavnitsky discutăm în continuare cu domnul Sergiu Corcebaș, care este fost crainic prezentator aici la postul național de televiziune și desigur cel care a fost foarte apropiat de Tamara Zastavnitsky. Domnule Corcebaș, în primul rând vă spunem condoleanțe. Știm că este un moment dificil pentru dumneavoastră și pentru toți cei care au cunoscut-o pe Tamara Zastavnitsky. Da, așa este. Deci, eu cred că foarte multă lume deplânge dispariția Tamarei. Vestea ne-a luat ca un trăsnet prin neașteptate, cum se întâmplă de obicei, de foarte multe ori. Și dacă mă întrebați cine a fost Tamara Zastavnitsky, Tamara a fost, cum scria cineva astăzi pe Facebook, a fost o prințesă. Eu aș zice că Tamara a fost o regină aici în televiziune, pentru că atunci când pășea pragul acestei instituții, pășea, mergea exact ca o regină și exact acesta era comportamentul ei în această instituție, căruia i s-a dăruit practic toată viața. Deci de la bun început, după absolvirea facultății și până când a fost rugată, între ghilimele, să plece din televiziune. Și bine, Tamara, practic putem să spunem că a fost un pionier al televiziunii. Practic, când a venit ea în televiziune, abia se puneau bazele așa mai trainice, mai ale televiziunii. Abia se constituise primul grup de crainici. Ștefan Culea, Elena Strâmbeanu, Ecaterina Balan, Aurelia Țurcan și răposata Tamara. Acesta a fost nucleul grupului de crainici, în care Tamara s-a încadrat din prima, având-o ca mentoră, să spunem, ca mentor, așa, ca îndrumătoare. Ca îndrumătoare pe cine credeți, pe Elena Strâmbeanu. Și eu am venit, da, mai târziu, deja mai întâi la radio, apoi la televiziune. O cunoșteam deja pe Tamara după emisiunile pe care le prezenta la televiziune, dar trebuie să spun că erau diverse, erau foarte variate subiectele și emisiunile la care nu că participa, dar pe care le modera și le prezenta Tamara, începând de la știri, începând de la emisiunile pentru copii, emisiuni pentru tineret, și a fost și a rămas foarte apreciată de telespectatori. Aici eu mi-am notat, dacă o să reușesc să vă citesc ce a scris despre Tamara colegul nostru Octavian Muntean. Zice că a fost o prezentatoare admirabilă, o fire liniștită, sociabilă, veselă și foarte, foarte responsabilă. Iată această trăsătură de responsabilitate era una primordială la Tamara. În general, la crainici, pe vremea noastră, era ceva punctul cel mai principal, de bază. Și scrie Octavian: Tamara a știut să îmbine armonios șarmul exterior și eleganța cu diversitatea tematicii emisiunilor prezentate, dar și a spectacolelor muzicale.
Deci, dacă a venit vorba de spectacole, de Tamara, iată aici, văd, noi prezentăm cu Tamara spectacolul omagial 40 de ani ai televiziunii. Deci, noi cu Tamara, practic, am cutreierat Republica. Nu, activitatea noastră nu se limita doar la studiourile de televiziune. Prezentam spectacole la Palatul Național, pe scenele palatelor de cultură, caselor de cultură din Raioane, unde, iarăși, prezentam concerte, prezentam emisiuni, imprimam emisiuni pentru copii, pentru tineret. Adică aveam o activitate foarte vastă. Asta cât ține de Tamara, care a fost crainic, prezentatoare, profesionistă. Tamara a fost o mare sufletistă. Deci ea iradia lumină, zâmbet. În preajma ei te simțeai foarte confortabil și foarte bine. Și tocmai de aceea toți, dar absolut toți în televiziune și nu numai, și iată îmi scrie, foarte multă lume îmi scrie mesaje despre Tamara, cele mai frumoase cuvinte, cele mai calde amintiri despre... Hei, noi, bărbații din grupul de crainici, dar nu numai, o mai admiram pe Tamara pentru faptul că era o foarte bună gospodină și des, foarte des ne alinta cu plăcintele ei. Eu n-am mai mâncat plăcinte mai gustoase ca la Tamara, Dumnezeu să o ierte, și pârjoale. Deci aceste două specialități culinare erau cartea de vizită a Tamarei. Domnule Curcebaș, iertați-mă, vă întrerup pentru câteva momente, pentru că colegii noștri au pregătit un material din care noi vom afla mai multe despre viața și activitatea Tamarei Zastavnitsky. De altfel, ne dorim să și revedem câteva secvențe în care, în prim plan, se află Tamara Zastavnitsky. Dumnezeu să o ierte. Iar celor care activează în ziua de astăzi, aș vrea să le zic și să le doresc ca în fiecare din ei să trăiască o mică părticică din Vasile Alexandrie. De ce? Pentru că foarte mult mi-aș dori ca fiecare din voi, din cei care lucrează astăzi deja, atunci când apare unul mai bun decât voi, să răspundă exact așa cum a răspuns Vasile Alexandrie lui Mihai Eminescu: e unul care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Apuci înainte, ajungă cât mai sus, la răsăritul falnic se închină al meu apus. Domnule Curcebaș, da. Vreau să vă rog să ne spuneți și cum și unde ne putem lua rămas bun de la Tamara Zastavnitsky. Deci, știu exact că înmormântarea va avea loc vineri. Și tocmai am aflat și mă bucur mult și pe această cale vreau să mulțumesc primăriei Capitalei, domnului primar general, pentru faptul că a permis să îi se ofere Tamarei un loc de veci onorabil la cimitirul central din strada armenească. Nu știu exact ora când va avea loc procesiunea, pentru că Liliana, fiica Tamarei, nici măcar nu este în țară. Mi-a scris dimineața, mi-a zis că vine seara și... Deci vă dați seama că a fost și ea surprinsă, luată pe neașteptate de... Până în seară o să ia legătură cu Liliana, o să-mi spună, o să vedem. Și, deci o să comunicăm neapărat. Urmăriți pagina mea de Facebook, poate și la televiziune, mâine, la știri, sigur neapărat da. Se va anunța. Asta este. Deci, cum să vă zic, este o pierdere imensă, enormă pentru noi. În primul rând pentru că a fost un om
așa cum a fost Tamara, și a plecat prea devreme. Prea devreme. Trebuia să mai stea. Să stea cu copila ei, cu Liliana, care este o dulceață de fată, de femeie. Noi. Și are și nepoțel extraordinar, nepoței extraordinar. Și... ce să vă spun? Domnule Curcebaș, aș vrea să ne mai oprim pentru o secundă la faptul că din ceea ce ne-ați povestit și ceea ce ați zis mai devreme, noi, cei care facem parte din așa numita tânără generație de... Chiar sunteți tânără generație. Haideți să... Vreau să... Și tot timpul spunem asta și conștientizăm faptul că noi avem multe de învățat de la dumneavoastră, cei care ați făcut televiziune într-o perioadă în care televiziunea se făcea foarte greu, cu foarte puține resurse și cu extrem de mult entuziasm. Și cred că anume asta a fost cea mai mare bogăție a dumneavoastră, responsabilitatea și entuziasmul. Ce putem noi să învățăm așadar de la Tamara Zastavnitsky? Haideți să începem iarăși de la responsabilitate. Și Tamara, deci ea avea un ritual. Nu știu dacă mai sunt cameraman din generația noastră. Ei deja știau când trebuia să vină Tamara în studio. Ei erau gata. Deci cameramanul și iluminatorul, ei știau că Tamara vine cu vreme, mai devreme, ca să pună lumina, ca să aranjeze camerele, ca să fie totul perfect. Era o perfecționistă Tamara. Deci și lumea știa acest lucru și la ea totul trebuia să fie perfect. Textul trebuia să fie studiat la perfecție, tot. Ajungea până la aceea, aveam studioul 3, mai este, cred că, și acum, mă rog, aveți alte lumini, alte... Atunci erau mai primitive, și mai puneau niște filtre, Tamara avea filtrele ei speciale pentru ea, ca să fie totul perfect, și imagini, și prezentare, și tot. Atunci când ați lucrat împreună la Telematinal, pentru că ați lucrat împreună... Da, deci prima ediție Telematinal care am prezentat-o eu a fost cu Tamara, exact. Da, și multe alte emisiuni le prezentam. Și tot cu Tamara prezentam... multe spectacole în afara televiziunii. Eram așa, v-au potrivit, ne-au să potrivit zicem noi, eram un cuplu care eram foarte des invitați, anume pentru manifestări în localitățile rurale, în centrele raionale. Acolo noi prezentam Evenimentele. Domnule Curcebaș, încă o dată vă spunem condoleanțe. Vă mulțumim pentru că ați avut această dorință totuși ca să veniți și să vorbim și să le spunem celor care ne urmăresc despre trecerea în neființă a Tamarei Zastavnitsky. Noi desigur că vom avea mare grijă să păstrăm imaginea impecabilă pe care a avut-o Tamara Zastavnitsky. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor care au reacționat la anunțul meu pe Facebook despre dispariția Tamarei și despre cuvintele frumoase adresate colegei noastre. Dumnezeu să o ierte. Vă mulțumim, domnule Curcebaș.